Focarul de infecție de pe strada Martir Ioan Stanciu din zona Girocului a fost tins de echipele primăriei Timișoara. Iată cum va fi folosit noul spațiu curățat și igienizat. Am terminat demolarea ruinelor și am început amenajarea parcării pe strada Martir Ioan Stanciu din zona Girocului. Până acum câteva zile, toată zona era un focar de infecție cu clădiri abandonate și munți de gunoaie aruncate. Acum o amenajăm ținând cont de discuțiile avute cu cetățenii din zonă și de nevoile pe care le au. Facem 80-90 locuri de parcare, dar și zone verzi, parcare securizată pentru biciclete, iluminat public și trecere de pietoni supraînălțată pentru siguranța copiilor și seniorilor. Nu am uitat de componenta verde a amenajării pentru ca cei din zonă să aibă un spațiu public de calitate. Echipele de la spații verzi sunt pe teren și urmează plantarea a 27 de arbori. Zonele de parcare le facem cu dale înierbate de beton pentru a preveni să se facă noroi, transmite primarul Timișoarei, Dominic Fritz.